Și legământul acesta conferă binecuvântări deosebită. Și iată că eu sunt cu voi câtă vreme. Câtă vreme merge bine economia? Oare câtă vreme rămânem și noi așa pe lângă El oarecum? Câtă vreme rămâne Dumnezeu împreună cu noi, dragii mei? Sunt plin de credință că vin zile mai bune ca cele ce au fost odinioară. Doamne, ajută să facem voia Ta întotdeauna. De câteva zile, dragii mei, îmi stăruie în minte acest verset, anume versetul 5 din Hagai, capitolul 2. Și am simțit din partea lui Dumnezeu în această seară să avem un mesaj de încurajare. Am avut mai multe momente când Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a avertizat și ne-a prevestit ceea ce va veni. Dar stăruindu-mi acest verset în inimă, am simțit că Dumnezeu vrea să spună un cuvânt de încurajare bisericii și mă rog Domnul să ne ajute să-L ascultăm în această seară. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți! Dumnezeu să ne ajute la aceasta! La fiecare început de an, dragii mei, avem o întrebare care pe noi ne preocupă. Oare anul în care am intrat va fi un an de îndurare? Ne-am obișnuit cu această expresie care noi des o folosim. Am vrea să avem un an de îndurare, adică Domnul să fie bun cu noi, să ne ajute, să ne întărească, să ne dea biruințe mari în familie, în biserică. Vrem un an de îndurare și în special la frații pentecostali acest termen a ajuns foarte bine cimentat în mintea noastră. Ne-ar liniști foarte mult dacă la începutul anului am auzit o prorocie care ar spune: poporule, îți mai dau un an de îndurare, și toți am spune: aleluia, slăvit să fie Domnul, înseamnă că va fi bine în anul ăsta. Ma cum vor decurge lucrurile vom vedea, dar avem oarecum certitudinea că va fi bine, că ne-a zis Domnul că va fi un an de îndurare. Și am vrea să avem această garanție că va fi un an de îndurare. De fapt, în spatele acestei întrebări, sau mai bine spus expresii, ca să avem un an de îndurare, stă o frământare, o doleanță, o dorință omenească care se poate sumariza prin urmare: aș vrea să mai îmi dea Domnul timp ca să pot să-mi trăiesc viața liniștit. Să mai îngăduie Dumnezeu să fie bine și business-ul, și economia, și țara, și pace în lume, să meargă toate, să mai aducă Amazon Deliveries acasă, ca să pot să am o viață liniștită. Aș vrea să mă asigur că în anul acesta reușesc să-mi termin casa sau să-mi construiesc casa cea nouă sau să mă mut, că vreau să mai fac și o ceva, câte o mișcare. Și dacă Domnul mai lasă un an de îndurare, vai ce bine ar fi pentru mine și planurile mele. Mi-aș dori să îmi văd copiii căsătorindu-se, să ajung și eu să-i văd că au crescut mari, acum mă bucur de investiția mea, mai lasă Dumnezeu un an de îndurare? Sau cei mai tineri să spună: Doamne, ar vrea să vii cât mai curând, dar lasă-ne să ne căsătorim. Dacă ești logodit și ai nunta într-o lună, două, trei, parcă, nu știu, întrebai, vrea să vină răpirea să vezi să te căsătorești prima dată. E greu de răspuns la aceasta. Zicem: Doamne, vină cât mai curând, dar Doamne, ar fi fain să ne și căsătorim. Și atunci observați că vin fel de fel de întrebări care noi le avem. Ne-am mai dori un an de îndurare, un an de pauză în care Domnul să ne lasă să ne facem ale noastre. Totodată, trăim cu o frică dacă vom mai avea părtășii frumoase cum am avut până acum. Am avut momente minunate în adunare când într-o seară de vineri sau de marți sau de duminică Dumnezeu a revărsat un har deosebit și în momente de cântare, în părtășia lucrărilor Duhului Sfânt, în părtășia Sfântului Cuvânt predicat cu putere, ne-am simțit înălțați, în inima noastră zidiți, am simțit că Dumnezeu a fost prezent în adunare și se pune întrebarea: va mai lucra Dumnezeu între noi? Că ori de câte ori așa ai o experiență minunată, parcă vine o temere. Doamne, o mai rămas ceva în hambarul Tău să ne mai dai și mâine? O fost frumos azi, dar mâine mai ai să ne mai dai ceva? Parcă așa de frumos a fost că ne temem că mâine nu mai poate să fie la fel de frumos precum a fost astăzi. Și aceste momente ne preocupă pe noi. În același timp, ne-am obișnuit să trăim tot în trecut. Avem așa o nostalgie înscrisă în inima noastră și am inventat și cântări pe seama aceasta. Mai adă, Doamne, acele vremuri din trecut. Și așa cântăm cu o durere nostalgică în inimă. Vai,
Ce bine era atunci! Nu mai știm exact cum era atunci, când ne-au rămas două, trei experiențe de atunci. Dar ce bine era atunci! N-aveam să mâncăm, am fost persecutați, a fost greu, dar ce bine era atunci! Am rămas cu nostalgia aceasta în inimă înscrisă în noi și tot ne întrebăm, oare o să mai fie bine azi cum a fost atunci? Insinuăm că noi nu mai suntem ceea ce am fost. Și pe de o parte e adevărat. Ne-am schimbat și noi oameni, nu mai suntem exact cum am fost atunci. Și avem așa acest tipar că atunci oamenii au fost cu adevărat pocăiți. Nu era păcat în biserică, nu era rău în biserică, ăia erau sfinții Domnului, noi vai de capul nostru. Măcar că vreau să vă spun că oameni păcătoși au fost de când e lumea și oameni sfinți au fost de când e lumea. Dumnezeu întotdeauna rămâne cu mărturie, mărit să fie numele Domnului. Și dacă au fost oameni sfinți atunci, sunt oameni sfinți și în ziua de azi. Și dacă azi sunt oameni păcătoși, erau și atunci păcătoși, un lucru rămâne consecvent: Dumnezeu e pe tron, mărit să fie numele Domnului. Dar o să mai dea Dumnezeu momente frumoase, că atunci era bine, acum vai de noi. Pe undeva insinuăm că Dumnezeu nu mai poate lucra cum a lucrat atunci, ba nu, că Dumnezeu e mare, dar pe undeva asta spunem că dacă noi ne-am schimbat, Dumnezeu nu mai poate lucra. Și vreau să vă spun, dragii mei, Dumnezeu lucrează indiferent de cum și ce fac eu, că Dumnezeu rămâne Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului, că nu lucrează cu vasul meu, va găsi alt vas și Dumnezeu tot nu rămâne fără mărturie. Când era cu potopul, ne spune Biblia, că Dumnezeu ședea pe tron. Vă întreb, câți oameni neprihăniți erau atunci pe pământ? Ne spune Biblia că din toată omenirea de atunci, câți o fi fost, câte sute de mii, de miliarde, cât o fost de atunci, 8 oameni au scăpat. Și totuși, Dumnezeu era pe tron, mărit să-i fie numele. De aceea, eu cred că Dumnezeu mai are ceva să ne dea și în vremea în care noi trăim. Mai mult, privim spre viitor cu oarecare teamă și ne cuprind fel de situații de frică, privind la situația geopolitică globală, războaie, cutremure, ciumi, foamete, toate acestea tiparul vremurilor din urmă și mai ales ascultând multe prorocii care se dau în vremea de azi. Poporul vin zile grele, poporul le pregătește că va fi greu, vine o negură mare, vine o furtună foarte mare și ne înfricăm, vai Doamne, ce o să ne facem în anul acesta? Ce va fi cu noi? Ce va fi cu casa noastră, cu copiii noștri? Toate acestea ne-au făcut să fim sceptici cu privire la viitor și la ceea ce vine în față, privind cu oarecare teamă înspre ziua de mâine. Și totuși vreau să afirm, dragii mei, Dumnezeu rămâne tot pe tron. Dumnezeu nu s-a schimbat, rămâne neschimbat și Dumnezeu nu obosește în a face lucruri minunate. Ba încă vreau să vă spun că Dumnezeu are ceva și mai bun pregătit pentru noi, comparat cu ce a fost cu mult în urmă. Dacă nu mă credeți, deschideți împreună cu mine în Isaia 43, în versetul 18, când lamenta poporul Israel că am avut odată har, a fost Moise cu noi, minuni deosebite, Dumnezeu făcea lucrări minunate, ce frumos era pe atunci ca noi penticostalii de acum 100 de ani. Dar auziți ce spune Sfânta Scriptură în Isaia 43 cu versetul 18. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple, să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri secetoase. Și dacă priveau în urmă la Moise, avea să vină Domnul Iisus Hristos, avea să vină apa vieții și pâinea vieții și Dumnezeu avea să aducă har. Dacă acum 100 de ani Dumnezeu a făcut minuni, vreau să vă spun că Dumnezeu încă mai are minuni în hamarele sale, încă mai vrea Dumnezeu să lucreze și încă mai dă Domnul biruință, mărit să fie numele Domnului. De aceea, în această seară, am intitulat mesajul meu de încurajare, dragii mei, vin zile mai bune decât au fost. Vin zile mai bune și mult mai bune decât au fost. Nu vă gândiți la un tipar doar de business, gândim așa de economic noi în vremea noastră, să ne meargă bine, să avem mulți bani, să avem de toate, să facem case mai mari, dragii mei, vin zile mult mai bune decât au fost, pentru că Dumnezeu încă mai are de lucru cu biserica sa. Nu mai gândiți la ceea ce a fost. Au fost vremuri frumoase, dar vin vremuri mai frumoase, că Dumnezeu încă este cu noi, mărit să-i fie numele. Și ca să vedeți aceasta, privind la un exemplu, un tipar, din vremea poporului Israel post-exilic, după ce au fost exilați, Dumnezeu face o restaurare. Și observați ce se întâmplă în vremea aceea, ca să ne încurajăm și noi pentru vremea în care noi trăim.
Prorocul Hagai, despre care foarte rar vorbim noi, prorocește undeva în jurul anului 520 înainte de Hristos. După ceea ce poporul Israel a fost ca împărăție, Dumnezeu îi judecă din pricina idolatriei și ajung să meargă toți exilați în Babilon. A început sistematic exilul. A început prin anul 607 înainte de Hristos și până înspre 586 înainte de Hristos parcurge un drum de exilare în care au venit babilonienii și i-au bătut și iar i-au bătut și iar i-au bătut ca în final să vină Nebucadnețar să distrugă tot templul, tot Ierusalimul și să ia tot Israelul în exil, afară de câțiva amărâți. O lăsat pe cei mai săraci oameni să rămână într-un Israel, într-un Ierusalim care a fost complet prăpădit. Și Dumnezeu, care avertizase despre aceasta, vorbise prin prorocul Ieremia că era o pedeapsă divină. Ca de exemplu, în 2 Cronici 3, 6, cu versetul 18 ne spune: Nebucadnețar a dus la Babilon toate uneltele din casa Domnului, mari și mici, visteriile casei Domnului și visteriile împăratului și ale căpeteniilor lui. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la Babilon, ei au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor. Auziți acum, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia: până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită, până la împlinirea celor 70 de ani. Prorocise Dumnezeu: de nu vă pocăiți, de nu-mi respectați legea, de nu opriți idolatria, 70 de ani veți fi duși robi în robie. Și-au râs. Nu se poate. Aici e templul Domnului, aici e prezența lui Dumnezeu, aici stă chivotul Domnului, nu se poate așa ceva. Și Dumnezeu, dragii mei, nu se încurcă în ceremonialul nostru: fiți sfinți în toată purtarea voastră. Și unde nu-i sfințire, Dumnezeu intră în acțiune. 70 de ani ajung exilați. După 70 de ani, Dumnezeu trezește inima unui împărat pe nume Cir, care trimite o delegație înapoi la Ierusalim ca să reconstruiască Ierusalimul și casa lui Dumnezeu. Continuă textul nostru, versetul 22. În cel dintâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor: Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi, din poporul lui, Domnul Dumnezeul lui să fie cu el și să plece? Și ne spune imediat după aceea, în Ezra 1 cu versetul 8, Cir, împăratul perșilor, le-a scos prin Mitreat, vistiernicul care le-a dat lui Șeșbațar sau Zorobabel, voievodul lui Iuda. Era prințul din Iuda, era nepotul ultimului împărat care domnise în Iuda înainte de exilul babilonic. Și acest Zorobabel este trimis înapoi în Ierusalim să rezidească Ierusalimul și casa lui Dumnezeu. Și ajunge Zorobabel înapoi acasă. Și acum te-ai fi gândit că evreii amărâți care au rămas săraci de acolo ar fi bătut din palme ca la un Mesia: o venit Mântuitorul nostru, rezidim casa Domnului. Dar când îl văd, se enervează. Pentru că în timpul exilului, acești săraci au pus mâna pe toate casele care au mai rămas nedărâmate și le-au făcut ale lor. Și acum când apar exilații ăștia înapoi acasă, apare o temere. Dacă ăștia vor să-și acasă înapoi, dacă li dor de patul lor, de cafeneaua lor, de ale lor, dacă și le iau înapoi, ce ne facem? Și au început să intre în ceartă cu ei. Ba încă la un moment dat, când au văzut că zidesc casa lui Dumnezeu, au început să trimită scrisori împăraților perșilor: vezi că aici e problemă, ăștia fac răzmeniți, o să facă război, vai de voi o să fie. Și apare o mare tensiune. Cartea Ezra și Nehemia detailează această mare luptă. Ca la un moment dat, văzând Zorobabel că n-are cu cine lupta, n-are ce face, se oprește și nu mai atinge nimeni nimic ce ține de casa lui Dumnezeu. Dar dacă s-au întors înapoi acasă, măcar să-și facă de lucru. Și au început să-și rezidească fiecare ograda lui, casa lui, grădina lui, și au început să lucreze înapoi pământurile lor.
Și casa lui Dumnezeu rămâne dărâmată. De aceea ne spune în versetul 3 din pasajul citit în această seară, Hagai capitolul 2, cine a mai rămas între voi din cei care au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și acum cum o vedeți? Așa cum este, nu pare ca o nimica în ochii voștri? Păi vă uitați acum în niște ruine, ars până întemelit templul Domnului. Aici veneau bunicii noștri, aici se aduceau jerfe, aici cobora focul lui Dumnezeu din cer, aici erau preoții care veneau cu cartea legii, aici am avut părtășii de stăruințe deosebite. Aici l-am văzut pe Dumnezeu la lucru și acum vedeam numai niște pietre arse. Și zice Domnul, cum vă place cum arată casa mea? Și Zorobabel se scuză, Doamne, dar vezi că eu n-am ce face. Am încercat să construiesc, m-am pus la lucru și ăștia m-au certat, m-au alungat, au venit cu scrisori, au venit cu amenințări fel de fel. Ce să mă fac eu? Și auziți ce spune Dumnezeu în primul capitol din Hagai, începutul prorociei lui Hagai, în anul al doilea al împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii, a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shelatiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot vă este cald, nu vă este cald, și cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Pentru că ați nesocotit casa mea, v-am stricat și eu planurile voastre. Și te mir că nu-ți merge business-ul, te mir că nu ies bani, te mir că ai încurcături, pagube, daune, vine CRE-ul cu audit, te întreb de unde toate astea pe capul meu. Și Dumnezeu spune, pentru că ați nesocotit casa mea, locul părtășiei, de aceea eu sunt cel care v-am spulberat toată averea. Eu m-am pus împotriva voastră. A venit vremea să vă reîntoarceți la părtășie. Dar, Doamne, cum să ne reîntoarcem? Au fost zile frumoase. Atunci, în 1920, 30, 40, avem scrise din cărțile noastre de istorie că Dumnezeu făcea semne și minuni. Veneau proroci cu prorocii exacte la țintă. Dumnezeu făcea vindecări. Dumnezeu scotea demoni afară. Erau minuni deosebite. Și bătrânii noștri încă ne vorbesc despre aceasta. Nu era aia vremea cea bună? Mai adă, Doamne, acele vremuri din trecut. Și Dumnezeu spune, am ceva mai bun pentru voi, nu ca în trecut, ci fac o lucrare nouă, mai mare, mai profundă, ca mea este puterea, mărit să fie numele Domnului. Și ca să vedeți că e așa, după ce chestionează Dumnezeu, spuneți-mi acum voi care vedeți casa asta dărâmată, aduceți-vă aminte de slava ei originală, a fost cel mai frumos templu, poleit în aur, îmbrăcat, zidit din aur, din cele mai frumoase pietre scumpe. Și acum a dărâmat o ruină în față și spune Domnul, vă place cum arată? Nu, acum observați ceva, versetul 9. Slava acestei case din urmă, care o veți reconstrui, va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Are Dumnezeu lucrări autentice, dragii mei. N-a nevoie de copy-paste. Dumnezeu și azi încă lucrează. Mărit să-i fie numele. Și Duhul Sfânt a început să-și miște biserica. Pe alocuri se vorbește că sunt treziri spirituale și eu simt în inima mea că Domnul e gata să înceapă și în locul acesta. Zic, Doamne, lucrează cât mai curând. Are Dumnezeu o lucrare să facă. Nu ceva din trecut, ceva mai profund, mai sfânt, mai nou, că Dumnezeu rămâne pe tron, mărit să-i fie numele. Frații mei, vin zile mai bune ca odinioară. Vin zile mai minunate ca odinioară, că Dumnezeul nostru lucrează. Bazat pe ce pot să-mi argumentez eu că vin zile mai bune ca odinioară? Observați patru argumente din text. În primul rând, vin zile mai bune ca odinioară, că Dumnezeu rămâne credincios legământului său. Versetul 5 ne spune, eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt.
În momentul când au ieșit din Egipt, dragii mei, Dumnezeu a făcut un legământ cu ei. Pentru noi cuvântul legământ nu mai înseamnă foarte mult în ziua de azi. S-a dus cuvântul, este foarte arhaic. Noi vorbim acum despre contracte, semnezi un contract și te leagă oarecum. Legământ era mai profund ca un contract. Viața, vitalitatea îți era legată de contractul, legământul acela. Ne spune în Exod, în capitolul 19 cu versetul 5, acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Dumnezeu făcea un legământ cu ei. V-am scos din Egipt și mă angajez să fiu Dumnezeul vostru. Să vă duc în țara promisă, să vă ajut, să vă vindec, să vă dau mâncare și de veți rămâne credincioși. Eu rămân Dumnezeul vostru. Dumnezeu se angajează prin legământ. Știți că acest legământ a fost reînnoit? Ne spune în carte Evrei, care tălmăcește cel mai frumos vechiul legământ în lumina noului legământ, în versetul 22 din capitolul 12, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunare în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți. Acum auziți, de Iisus mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. În jertfa Domnului Hristos, Dumnezeu face un legământ nou și renoiește legământul. Eu vreau să fiu Dumnezeul vostru și voi să-mi fiți poporul meu, un neam sfânt, o preoție aleasă în care să-mi pun Duhul meu. Și în momentul acela, Dumnezeu a deschis poarta mântuirii. Oricine crede în El, intră în legământul acesta prin jertfă, mărit să fie numele Domnului. Și legământul acesta conferă binecuvântări deosebită. Dar observați expresia, l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt, dragii mei, ca să stai în legământ. Ieși afară din Egipt, ieși din Egiptul lumii acesteia, lasă-te păcatul lumii acesteia și vină pe făgașul lui Dumnezeu, desparte-te de lume și intră în familia lui și Dumnezeu rămâne credincios legământului său, mărit să fie numele Domnului. Și iată că eu sunt cu voi câtă vreme. Cât s-a angajat Dumnezeu că va fi cu noi? Oare câtă vreme merge bine economia? Oare câtă vreme rămânem și noi așa pe lângă El oarecum? Oare câtă vreme ne anevoim și noi prin biserică? Câtă vreme rămâne Dumnezeu împreună cu noi, dragii mei? La botez se recită deseori acest verset. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, mărit să fie numele Domnului. El rămâne credincios legământului său. Și cel ce a început în voi această lucrare bună, Filipeni 1:6, o va desăvârși în ziua arătării Domnului Iisus Hristos. El nu te-a mântuit să te piardă la mijloc. Nu te-a mântuit ca să lați așa cu El sau fără El. Dumnezeu te vrea cu gelozie și Dumnezeu rămâne credincios legământului făcut, mărit să fie numele Domnului. Doamne, ajută-mă pe mine și pe dumneavoastră să rămânem și noi credincioși lui Dumnezeu. De aceea eu știu, sunt plin de credință că vin zile mai bune ca cele ce au fost odinioară. Sunt convins de aceasta, că avem un Dumnezeu care e credincios legământului său. Lăudat să fie Domnul! Am garanția că vin zile mai bune ca cele de odinioară, pentru că Dumnezeu și-a lăsat Duhul Sfânt în biserica lui Dumnezeu. Și ne spune versetul 5 mai departe, și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți! Dumnezeu și-a pus Duhul Sfânt în biserică, dragii mei, și mai mult, Dumnezeu a pus Duhul Sfânt în inimile noastre. În noi locuiește prezența lui Dumnezeu. În noi a coborât Dumnezeu ca să ne umple cu bunătatea Lui. Și Dumnezeu vrea să-și facă locul, reședința în templul acesta numit trupul meu și trupul dumneavoastră. Duhul Sfânt este prezent în noi. În mijlocul tău este Duhul lui Dumnezeu. Știți că aceste lucrări care stau în față se facă, nu se fac nici prin dibăcia omenească, nici prin capacitatea umană. Ele se fac prin Duhul lui Dumnezeu. Zaharia, care era proroc contemporan cu Hagai, spune în versetul 6 din capitolul 4, atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci
prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor, mărit să fie numele Domnului. Duhul Sfânt e Cel ce face lucrări în biserică, dragii mei. Și Dumnezeu și-a lăsat Duhul Sfânt în biserica lui Dumnezeu. Vă întreb, biserica penticostală de pe Kitchener, mai este Duhul Sfânt prezent în adunare? Mai este Duhul Sfânt prezent în viața dumneavoastră? Mai simțiți prezența? Spunea ca o mare mustrare omul lui Dumnezeu Tozer foarte frumos. Dacă Dumnezeu și-a luat Duhul dintre noi în multe biserici, s-ar continua lucrarea și nici măcar n-am simțit vreo diferență. Și asta e spre rușinea noastră. Asta ne arată că de multe ori am făcut fel de fel de lucrări, dar nu l-am inclus pe Duhul Sfânt între noi. Dar acolo unde Duhul Sfânt coordonează, acolo unde se implică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, acolo este pace, acolo este bucurie, acolo se văd rezultate, acolo Dumnezeu lucrează cu putere, mărit să fie în numele Domnului. Și om doresc din toată inima Duhul Sfânt să mai lucreze în adunarea noastră, dragii mei. Vin zile mai bune decât cele ce au fost, că Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți. Scria doctorul Tim Hill, overseerul general al Church of God internațional, este o mișcare care se observă reală a Duhului Sfânt. Dumnealui care călătorește aproape zilnic, spunea niște statistici care acum, în zilele acestea, nu lunile, zilele acestea se întâmplă acum. În Kentucky, la o capelă a unor studenți, au intrat cu orele într-un timp de stăruință și rugăciune. Din America, dragii mei, nu român penticostal, din America, americani, aia care noi totdeauna îi desconsiderăm că nu spocăiți cum trebuie. Ăștia au intrat sub cercetare. În Florida au avut loc într-o biserică 83 de convertiri. 83 de botezuri cu Duhul Sfânt, ascultați-mă bine, 31 de vindecări verificabile, 41 de botezuri în apă. Vă întreb, mai lucrează Duhul Sfânt? Asta e acum, în zilele astea, dragii mei. În Dallas, Texas, lângă Dallas, Texas, într-un orășel micuț, sunt deja de 9 luni în rugăciune constantă biserica într-o trezire în care au peste 100 de vindecări verificabile. Adică nu că l-o drupă unul capul și nu mai doare capul după rugăciune, ci lucruri concrete care au fost bolnavi cu documente și Dumnezeu i-a vindecat la rugăciune. Știți unde, dragii mei? La americanii care noi desconsiderăm. Vreau să vă întreb, mai face Dumnezeu lucrări? Mai lucrează Dumnezeu? Și noi încă l-am văzut pe Dumnezeu. Vin zile mai bune decât cele ce au fost, dragii mei. Au fost zile minunate și înseamnă că vin zile mai minunate, că Dumnezeu rămâne pe tron, mărit să fie numele Domnului. Am garanția că vin zile mai bune decât cele ce au fost, dragii mei, pentru că puterea lui Dumnezeu nu s-a micșorat absolut deloc. Ne spune versetul 6, căci așa vorbește Domnul oștirilor, încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Știți când le-a clătinat prima dată? Ne tălmăcește cartea Evrei în capitolul 12, că în ziua când Dumnezeu vorbea pe Sinai și a zguduit pământul, atunci a clătinat prima dată. Și ne spune acum în capitolul 12, versetul 26, de aceea scrie astfel, încă o dată am să clatin pământul și marea, va face Dumnezeu o lucrare deosebită, sfinții se vor închina înaintea lui în sfințenie, căci Dumnezeu este un foc mistuitor, mărit să fie numele Domnului. Dumnezeu nu s-a schimbat în puterea Lui, ci a rămas exact la fel. Și de aceea eu am credința deplină că vin zile mai bune ca cele ce au fost, dragii mei. Nu mă refer la o schimbare a unor lucruri noi, ci mă refer la faptul că Dumnezeu încă are lucrări autentice să le facă pentru noi. Și eu cred aceasta. Vin zile mai bune decât cele ce au fost. Pentru că, în ultimul rând, dragii mei, Dumnezeu are resurse nelimitate. Versetul 8 ne spune, al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Și ne spune versetul 7, un verset foarte interesant. Voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. De fapt, traducerea mai literală ar fi că vor veni neamurile să-și vadă comoara în locul unde este casa lui Dumnezeu. Adică prezintă faptul că avea să vină Hristos și toți oamenii de pretutindeni vor găsi în el comoara mântuirii.
Și, dragii mei, aceste zile trăim noi în ziua de azi. Dumnezeu încă are resurse nelimitate și când Dumnezeu vrea să lucreze, vreau să vă spun, are la îndemână tot ce are nevoie. Ca să scape pe Iona, n-a trimis un submarin, a trimis o balenă. Ca să vorbească lui Balaam, n-a trimis un înger, i-a vorbit o măgăriță. Ca să ne vorbească nouă, a lăsat Dumnezeu oameni prin care încă mai lucrează prin Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun, vin zile mai bune decât cele de odinioară, că Dumnezeu are resurse nelimitate, mărit să fie numele Domnului. Și cred din toată inima că Dumnezeu îi aproape să-și înceapă lucrarea. De aceea v-aș spune, nu mai gândiți la ceea ce a fost. Să ne descotorosim de nostalgia asta care ne-a rămas așa de înscrisă în inimă. Doamne, ce bine era atunci! Credeți că Dumnezeu nu mai poate lucra și azi, dragii mei? Nu mă refer, Levin, la o formă schimbată a unui modernist, nu la asta, ci la un Dumnezeu consecvent, care de 6.000 de ani de omenire face lucrări de slavă până în ziua de azi și încă vă mai face până își va lua biserica acasă. Ăsta e Dumnezeul nostru mare. Și Dumnezeu ăsta e prezent în adunarea din Chișinău, dragii mei. Dumnezeu ăsta vrea să lucreze printre noi. Dumnezeu ăsta are încă putere să facă minuni. Și Dumnezeu ăsta va aduce zile mai bune decât cele ce au fost odinioară. Și eu îmi doresc să le văd împreună cu dumneavoastră. De aceea, eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți. Privind la anul în care am intrat, dragii mei, nu știu dacă va fi un an de îndurare din prisma noastră umană. Adică că vor curge banii din copaci, că o să avem libertate maximală și vom face tot ce vrem, că mai prindem alte campionate de fotbal și câte alte lucruri pământești. Nu știu, dragii mei, de astea. Dar eu știu că avem un Dumnezeu care va face lucrări tot mai mari în vederea revenirii sale. Știu că avem un Dumnezeu care va începe să mântuie din copiii noștri aducându-i la biserică. Știu că avem un Dumnezeu care va vindeca din bolnavii din adunare care...